Dragii mei, am citit un cuvânt din Scriptură unde Biblia spune așa În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Era o sărbătoare la evrei. Evrei au mai multe sărbători. Și în multitudinea aceea de sărbători pe care le au evreii există și o sărbătoare în amintirea reînnoirii templului de la Ierusalim. De fapt, ce s-a întâmplat? Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Dumnezeu a ales cele 12 semințiale lui Israel și le-a scos cu brațul său puternic din țara Egiptului, le-a dus în țara promisă, după ce în fruntea acelei țărișoare a ajuns un împărat după inima lui Dumnezeu, omul acesta și-a dorit să facă o casă pentru Dumnezeu, să zidească un templu pentru Dumnezeu. Și omul acesta a fost împăratul David. Și la un moment dat s-a dus prorocul Nathan, un proroc special, și i-a spus împăratului, dar i-a spus de la el. I-a spus, bine ai făcut că ai avut gândul acesta. Dar... Atunci când vine prorocul trimis de Dumnezeu, spune, nu tu vei zidi casa aceasta, ci cel ce vine după tine, adică fiul tău, Solomon. Și în timpul împăratului Solomon se construiește faimosul și celebrul templu de la Ierusalim. Dar după Solomon, împărăția aceasta se dezbină în două țărișoare, regatul de nord, regatul de sud, sau țara lui Israel și ținutul lui Iuda cu 10 seminții, 10 seminții respectiv cu două seminții. Și datorită neascultării ajung în robie. Primii care ajung în robie sunt cei din Israel. Dar mai târziu, tot datorită neascultării, ajung în robie și cei din Iuda. Și după ce cei din Iuda ajung în robie, Dumnezeu își aduce aminte de poporul acesta și îngăduie unei rămășițe să se întoarcă înapoi și să refacă, să rezidiască, să renoveze templul de la Ierusalim. Și a fost o mare sărbătoare atunci când a fost remodelat, renovat templul de la Ierusalim reînnoi templul de la Ierusalim. Spune cuvântul Domnului în cartea lui Ezra, în capitolul 3, versetul 12. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familii mai în vârstă care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții și-arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte ale căror sunet se auzeau de departe. Adică ce s-a întâmplat? Atunci când a fost refăcut templul din Ierusalim, renoit templul din Ierusalim, cei care și-au adus aminte de vechiul templu, plângeau. Cei mai tineri, entuziasmați, scoteau strigăte de bucurie și nu mai înțelegeai acolo și nu mai puteai să deslușești bucuria de plâns, plânsul de bucurie. Și în amintirea acelui moment când a fost renoi templul din Ierusalim, evreii au consacrat o sărbătoare, avea o sărbătoare. Așa spune cuvântul Domnului. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Noi iarna avem multe sărbători. Cele mai multe sărbători le avem iarna. Iarna sărbătorim nașterea Mântuitorului. Iarna sărbătorim înnoirea anului. Tot iarna sărbătorim botezul Domnului Isus Hristos. Dar în special bisericile evanghelice și în speță biserica Tabor, pe lângă sărbătorile acestea, pe lângă praznicile acestea, a hotărât să mai aibă o sărbătoare de sărbătoare. ce anume o sărbătoare de 8 zile, cam povești. Și asta se numește săptămâna de evangelizare, Săptămâna de zidire sufletească. Evreii aveau o sărbătoare. Era praznicul înnoirii templului. Eu la dumneavoastră cred că predic prima dată, deși am fost la mai multe întâlniri aici, dar cred că predic prima dată după ce ați renovat biserica Așa arată excepțional. Creează o atmosferă mai intimă, Mărturisesc sincer că apreciez ceea ce ați făcut aici la Biserica Tabor. Dar evreii, în amintirea renoirii templului, aveau această sărbătoare. Și sărbătoarea aceasta o aveau iarna. Și Isus era acolo. Pornind de la gândul acesta, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să împărtășesc următorul gând cu dumneavoastră. La praznicul înnoirii templului. Și am să mă opresc la trei aspecte. Primul, lucruri neobișnuite. Cel de-al doilea, lucruri frumoase. Și cel de-al treilea, cel mai deosebit lucru. Lucruri neobișnuite la praznicul înnoirii templului, lucruri frumoase la praznicul înnoirii templului și lucruri cel mai deosebit la praznicul înnoirii templului. Lucruri neobișnuite la praznicul înnoirii templului și am să mă opresc la trei lucruri neobișnuite. Primul, spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă ați fost atenți atunci când fratele Ghiță a citit pasajul biblic Cuvântul Domnului ne arată că Domnul Isus a avut un dialog cu evreii, cu iudeii. Și ceea ce spune Evanghelistul Ioan se dovedește și în pasajul acesta. Domnul Isus a venit la Isai și ai nu l-au primit. Un lucru neobișnuit. Domnul Isus a venit la Isai și ai nu l-au primit. Și dacă urmăriți în Noul Testament, dacă urmăriți întâlnirile Domnului Isus cu iudeii, Reiese din toate aceste întâlniri că Domnul a venit la ei săi și ei nu l-au primit. Atunci când Apostolul Petru rostește cea de-a doua predică după pogorârea Duhului Sfânt, spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi, spunea evreilor, vouă, ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare dintre voi de la fără legile sale. Adică Domnul Isus a venit întâi pentru iudei, a venit pentru evrei, a venit la săi și neobișnuit. Ai săi nu îl primesc. Cred că este o mare durere atunci când trăiești experiența aceasta să vii la ai tăi și ai tăi să nu te primească. Să vii la familia ta și să nu te primească. Să vii la biserica ta. Să vii la comunitatea ta. Să vii la țara ta și să nu te primească. Citit o întâmplare interesantă. Era mărturia unui creștin de culoare, undeva în Statele Unite. Omul acesta făcea următoarea mărturisire. Spunea așa, m-am născut într-o familie modestă, într-o familie săracă. Dar părinții m-au trimis la școală, mi-am terminat școala și după ce mi-am terminat școala, timpul acesta Dumnezeu m-a binecuvântat cu harul mântuirii. Am ajuns să-l cunosc pe Domnul Isus Hristos. Și apoi s-a căsătorit, a avut o familie, a avut copii și a avut o slujbă bună. Și mărturisea el, după ce am început să câștig mai mulți bani, mi-am permis să vând casa aceea modestă în care am locuit și să-mi cumpăr o casă frumoasă, într-o zonă mai scumpă din oraș. Și mutându-se într-o zonă nouă, spunea el, ce am dorit să ne mutăm la o biserică mai aproape de casa noastră. Și am căutat o biserică și am găsit o biserică deosebit de frumoasă. M-am dus la prima slujbă împreună cu familia, mărturisea el, și când am participat la slujbă am văzut că este diferență între biserica la care am fost și biserica la care doream să ne înscriem ca și membri. Și ce totuși am zis, e mai aproape de casă, să ne înscriem aici. Ne-am dus la păstor și am spus, frate păstor, am vrea să ne înscriem ca și membri în biserica aceasta. Ne-am mutat de curând aici în cartier și am vrea să devenim membri în această biserică. Păstorul zice, s-a uitat la mine, m-a măsurat așa de sus până jos și mi-a spus următoarele cuvinte. Mai gândiți-vă, mai rugați-vă, vedeți dacă locul vostru este aici în biserica aceasta. Și spunea el, m-am gândit, m-am rugat, am analizat și am stat de vorbă cu familia și apoi am revenit cu aceeași cerere. Și răspunsul păstorului a fost același. Mai gândiți-vă, mai rugați-vă, vedeți dacă locul vostru este aici în această biserică. Și apoi am venit a treia oară. Și când a venit a treia oară, păstorul supărat mi-a spus, zice, locul vostru nu este aici în biserica aceasta. Căutați-vă loc în altă parte. Și mărturisea omul acesta, am plecat de la dialogul cu acest păstor, dezamăgit, descurajat, și am început să mă rog. Și să-i spun așa cu supărare lui Dumnezeu și să-i spun așa, Doamne Dumnezeule, mai bine cuvântat cu atâtea binecuvântări, Doamne, mai mântuit, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat o slujbă bună, mi-ai dat o casă nouă și n-am loc în biserică? Spune că în momentul acela, în cugetul lui, i-a vorbit Dumnezeu și i-a spus următoarele cuvinte. Nu te necăji, nu te supăra, că și eu am vrut să mă duc în biserica aceea și nici pe mine nu m-au primit. Dragii mei, este trist, dar este adevărat. Vreau să vă spun, creștinismul astăzi are o mare problemă. Creștinismul astăzi are o mare problemă. Pentru că sunt biserici creștine, iunhar un har și mărturisesc că apreciez că într-o seară de luni să fie biserica plină, să e harul lui Dumnezeu și e binecuvântarea lui Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani de zile am ajuns în Anglia, cred că era prima mea vizită în Anglia și unul din slujitorii plecați de aici din Oradea m-a sunat de la sute de kilometri undeva din nordul Angliei și a spus vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Și l-am așteptat și am stat toată noaptea cu el. La un moment dat mi-a povestit și eu am adormit și el tot îmi povestea. Și mă tot întreba, eu am, am, ațipit. Nu mai știu aproape nimic din ce am povestit cu acel frate. Pleca de aici din Oradea. Dar mi-aduc aminte de ceva. L-am întrebat ce lucrez. Și el mi-a spus, zice, ca toți românii, în construcții. Zice, dar știți la ce lucrez? Lucrez la remodelarea unei biserici anglicane și din biserica anglicană lucrăm și o amenajăm ca și hotel. Ce dar frate moldovan, nu e singura biserică. Sunt atâtea biserici, sunt atâtea biserici care s-au vândut, s-au închis, n-au mai avut membri și din ele se fac cu totul altceva. Dragii mei, creștinismul are o problemă astăzi, o mare problemă. Mi-aduc aminte că atunci când, în urmă cu câțiva ani de zile, un caricaturist danes și-a permis să zugrăvească pe profetul Mahomed, și lumea islamică s-a inflamat, era un scandal la nivel mondial. Și m-am gândit, de câte ori, de câte ori este luat în râs, în jocură creștinismul, Biblia, adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu, Isus Hristos. Și creștinii stau nepăsători. Dragii mei, a venit la evrei, a venit la isei, Domnul Iisus. Era praznicul acela de iarnă și aisei nu l-au primit. Un lucru neobișnuit. Un al doilea lucru neobișnuit. Face bine la isei și ai să nu-i mulțumesc. Cât bine a făcut Domnul Isus. Dar eu vreau să mă opresc doar la un singur aspect. Când face bine la săi și ai să nu-i mulțumesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 17. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși și i au strigat. se învățătorule, ai milă de noi. Și Domnul le-a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. La vremea aceea preotul era acela care certifica îi lepră sau nu-i lepră? Îi vindecat sau nu-i vindecat? Rămâne în tabără sau este scos afară din tabără? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ei se duceau și erau pe drum să se arate preoților, toți au fost vindecați, vindecați de lepră. Și surprinzător, citez din cuvântul lui Dumnezeu, unul din ei când s-a văzut vindecat, s-a întors să vin pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Era samaritean. Dar întrebarea este, ceilalți ce erau? Că au fost zece. Unul era samaritean, dar ceilalți nouă ce erau? Ceilalți erau evrei. Vine la ei și ei nu-l primesc. Face bine la ei și ei nu-i mulțumesc. Nouă erau evrei și niciunul nu s-a întors să-i mulțumească. Dragii mei, avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Primul rând să-i mulțumim pentru Domnul Isus Hristos. Să-i mulțumim că ne-a dăruit harul acestei zile. Ne-a dăruit suficientă sănătate. Și în seara aceasta suntem aici și ne întoarcem să-i spunem un mulțumesc frumos. Amin. Un mulțumesc frumos. Cineva îl atacă la o întâlnire, la o părtășie, la cina Domnului, Într-o biserică, Dumnezeu a arătat o vedenie unei persoane, și în vedenia respectivă era o masă pusă, și pe masa respectivă erau așezate acolo multe binecuvântări. Și la capătul mesei era persoana Domnului Isus care așeza acolo binecuvântările. Și toată lumea era entuziasmată, bucuroasă, toți se duceau și se înfruptau din acele binecuvântări. Și toată lumea era bucuroasă. Dar persoana care a primit această vedenie a văzut pe Domnul cum plânge. Și a spus: Doamne, toată lumea este plină de bucurie, toți sunt entuziasmați. De ce plângi? Spune că răspunsul Domnului a fost următorul: Uită-te la ei. Toți se uită la mâna mea care pune bine cuvântarea, dar niciunul se uită la fața mea, nu se uită la cel ce dă bine cuvântarea. lumea de astăzi este interesată de binecuvântare, dar nu este interesată de cel ce este izvorul binecuvântărilor. Și El este Domnul Isus Hristos. Lucrurile frumoase, lucrurile bune, lucrurile sfinte, lucrurile curate vin împreună cu Domnul Isus. Lumea de astăzi este așa cum erau altădată ostașii care l-au răstignit pe Domnul Isus. Spune cuvântul Domnului și au împărțit hainele Domnului între ei pentru că mașa Domnului au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Aveau nevoie de ce are Isus și nu aveau nevoie de Isus. Adică hainele acelea îi aparțineau Domnului. Cămașa aceea era Domnului Iisus și au împărțit hainele între ei pentru că cămașa Domnului au tras la sorți și pe Domnul l-au pus pe cruce. Așa este lumea de astăzi. Lumea de astăzi are nevoie de tot ce are Dumnezeu. La Dumnezeu este izvorul păcii. Uitați-vă, la graniță cu noi sunt gata să explodeze conflictele între Ucraina și Rusia. Sunt atâtea probleme și lumea de astăzi se lupte, cheltuiește și are nevoie de pace, dar Isus Hristos este Domnul Păcii. Cel ce dă binecuvântarea este Domnul. Veni la evrei, veni la isei și nu l-au primit. Le face bine și nu-i mulțumesc. Merită Domnul în seara aceasta să-i spunem, Doamne, îți mulțumim. Amin. Eu vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să apreciați câte motive avem să-i spunem și în această seară, Doamne, din toată inima îți mulțumim. Și în al treilea rând, un lucru neobișnuit. Le spune adevărul și vor să-l omoare. E adevărat, câteodată adevărul doare. Mie mi-ar place, sincer, mi-ar place și cred că nu este predicator care să nu-și dorească lucrul acesta. Atunci când predicăm ceea ce predicăm, să fie pe placul ascultătorilor. Adică să vă placă, să fiți interesați de ceea ce se predică din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai mult decât a ne place nouă, mi-aș dori să vă spun adevărul să vă spun adevărul. Domnul Iisus le-a spus adevărul și Domnul le-a spus, eu dau viața veșnică. El a spus, eu dau viața veșnică. Și evreii s-au deranjat. S-au deranjat evreii. Ce frumos spune Apostolul Ioan, mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața veșnică. Și s-au deranjat. Când era Iisus pe cruce, spune Biblia, trecătorii, preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii norodului, își băteau joc de Domnul Isus și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. E adevărat și nu e adevărat. Ce e adevărat? I-a mântuit pe alții. Câți oameni a mântuit? Câți oameni a scăpat? Câți oameni a salvat Domnul Isus? Mulțim de oameni i-a hrănit cu pâine. Mulțim de oameni au fost vindecate de Domnul Isus. Au fost morți pe care Domnul i-a înviat din morți. Dar Domnul nu s-a mântuit pe sine, deși avea toată puterea. Nu s-a mântuit pe sine, deși era iubitul Tatălui. Tatăl ceresc. La botez a spus, acesta este fiul meu preiubit. Avea la dispoziție legiuni de îngeri. Un înger i-ar fi fost de ajuns să-i nimicească toți vrăjmașii. Și nu s-a mântuit pentru că a ales să mă mântuiască pe mine. Pentru că a ales și alege să te mântuiască pe tine și pe voi. Mărit să fie Domnul Isus. Le spune Domnul adevărul și ei vor să-l omoare. Spune Domnul, eu dau viața veșnică. Eu și Tatăl una suntem. Când a stat Domnul la vorbă cu ei, cu evreii, Domnul le-a spus înainte ca să fie Avram, sunt eu. Și evreii au spus, zice, n-ai nici 50 de ani. Dar Isus a fost înainte de a se naște. Dragii mei, Biblia vorbește mai mult de faptul că Isus a venit ca și de faptul că s-a născut. Pentru că atunci la creație, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, era și Domnul Isus. Amen. El este din veșnicie în veșnicie, cum spune omului Dumnezeu Noi în Psalmul 90. El este Dumnezeu, Isus Hristos. Le spune adevărul și ei vor să-L omoare. Vine la Isai și nu-L primesc, le face bine și nu-I mulțumesc, le spune adevărul și vor să-L omoare. Dar vestea bună care o am în seara aceasta pentru toți cei care sunteți prezența aici la Biserica Tabor, este cuvântul care spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică a celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Tuturor! Câteodată oamenii care nu sunt obișnuiți cu Scriptura, când aud cuvintele acestea să fii copilul Lui Dumnezeu, să-i prea de tot. Oamenii ăștia au pretenții prea mari. Dragii mei, este un adevăr. Ne-a dat dreptul să ne facem. Ne-a dat dreptul El să ne facem. Și acum s-a întâmplat când Domnul a relatat pilda aceea cu Vameșul și cu Fariseul. S-au dus doi oameni. Probabil că era seară de rugăciune. Nu era de evangelizare. S-au dus la templu. Și fiecare și-a făcut rugăciunea în felul lui. Într-un colț al templului era un vameș păcătos care se bătea cu pumnul în piept și zicea Ai milă de mine păcătosul ai milă de mine păcătosul. Era fariseul care își făcea și el rugăciunea, dar el își făcea rugăciunea plimbându-se prin templu și uitându-se la cine e acolo și spunea următoarele cuvinte. Doamne Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și nici chiar ca vameșul acesta. Și spunea el ce face. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială. Și spunea ce face. Și erau lucruri adevărate. Dar a spus Domnul Isus, nu sunt cuvintele mele, a spus Isus. Mai degrabă s-a coborât, socotit acasă neprihănit Vameșul decât Fariseul. Și vă întreb eu de ce. Pentru că dacă o să facem comparație așa între noi, între mine și fratele Bogdan, și fratele Ghiță, și fratele Dronca, și cei care sunteți aici, între noi există diferențe. Eu spun sincer, sunt absolut sigur că aici, în adunare, la Biserica Tabor, sunt oameni mai buni decât mine. Sunt oameni mai buni decât mine. Posibil și să fie oameni mai răi decât bine, Posibil, nu știu. Dar vreau să vă spun, diferențele între noi sunt așa de mici, dacă vrem să aflăm cu adevărat cine suntem, trebuie să ne uităm la adevăratul etalon și El este Domnul Isus Hristos. Amin. Când ne uităm la Domnul, atunci ne vedem mici. Când ne uităm la Dumnezeu, ne vedem și noi cum s-a văzut Apostolul Pavel. Omul acela care s-a întâlnit cu Domnul Isus, Apostolul Pavel, când s-a uitat la Domnul și s-a văzut pe el Apostolul, și ce a spus? Eu, Mă uit la Domnul, mă uit la mine ca apostol, a spus, sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, scria corintenilor. Câțiva ani mai târziu, uitându-se el la Domnul și uitându-se la el ca și creștin, spunea bisericii din Efes, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Dragii mei, cel mai neînsemnat, adică cum mai spune aici la adunar, la tabor, din cele 500 de persoane prezente, să fii ultimul. Cu nici mi-ar pica bine să spuneți cineva, frate moldovan, ești ultimul. Acolo, la mijloc măcar, la grămadă. Ultimul. Și era la finalul vieții. Era în închisoare. Și scrie ucenicului său Timotei, uitându-se la Domnul, la sfințenia lui Dumnezeu, la măreția lui Dumnezeu, uitându-se la Domnul Isus, și scrie lui Timotei următoarele cuvinte. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cel din tâi sunt eu. Și a spus Apostolul Pavel. Oare ce spunem noi? Dragii mei, ne-a dat dreptul, ne socotește El. Nu merităm. N-am meritat. Dar este vrednic El oștile cerești, zecile de mii de îngeri în sărbătoare au un refren și îl cântă în ceruri în cinstea lui Isus. Vrednic este mielul. Și noi în seara aceasta spunem același lucru. Vrednic este Domnul Isus, cel care ne socotește neprihăniți. Ne-a dat dreptul să ne numim copii a lui Dumnezeu. Și vă reamintesc încă o dată versetul acesta. Dar tuturor, Aici se includ se includ toți. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu. Dragii mei, asta e veste bună. Odată la Domnul Isus Hristos au venit trimis și a două partide politice. E la modă cu alianțe. Nu știu câte ori au făcut alianță farisei cu cei care îl simpatizau pe Irod, cu Irodianii. Dar au făcut alianță, s-au dus împreună la Domnul și au vrut să-l ispitească. Și l-au întrebat, i-au pus o întrebare, învățătorule, să plătim bir Cezarului, să plătim sau să nu plătim. Adică ne plătim impozite, ne plătim taxele. Și domnul ne a spus aduceți-mi un ban. Și au dus un ban. Și a întrebat domnul: "A cu echipă aici pe ban?" Și au răspuns: "Echipul Cezarului. La vremea respectivă, monezile care se foloseau, banii care se foloseau, purtau chipul Cezarului pe ele. Și erau scrise și niște cuvinte de proslăvire a marelui Cezar." Și a spus aici echipul Cezarului. Și domnul a spus: dați Cezarului." Ce este al Cezarului? Dar a mai spus ceva. Dați-lui Dumnezeu. Ce este al lui Dumnezeu? Și acum vă întreb eu, ce este al lui Dumnezeu? Păi după logica folosită de Domnul Isus, al lui Dumnezeu este ceva pe ce și-a pus Dumnezeu chipul său. Ceva pe ce și-a pus Dumnezeu chipul său. Hai să facem. Era sfat Dumnezeu. Tatăl Dumnezeu, Isus Dumnezeu. Duhul Sfânt Dumnezeu era la sfat. Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a fost Dumnezeu chipul său peste noi. Mă uit la dumneavoastră. Și când mă uit la dumneavoastră, văd chipul lui Dumnezeu așezat în fiecare dintre noi. Ce adevărate sunt cuvintele pe care le-a spus Pavel în Atena. Noi suntem din iamul lui Dumnezeu. Și ne-a dat dreptul tuturor să ne numim copii al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Venit la săi, nu l-au primit, le face bine, nu-i mulțumesc, le spune adevărul și vor să-l omoare. Lucruri neobișnuite. Era praznicul înnoirii Templului. Lucruri frumoase. Un lucru deosebit de frumos la praznicul acesta al înnoirii Templului a fost faptul că au venit și străinii la sărbătoare. Au venit și străini. În Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când a fost inaugurat, dedicat Templul din Ierusalim, când împăratul Solomon a îngenunchiat acolo în fața mulțimii și a rostit acea rugăciune celebră care este scris în Vechiul Testament, în rugăciunea pe care o rostește el, la un moment dat este o frântură cu privire la străinii care vor veni în casa lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului: Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău, că va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri din locul locuinței tale și dă străinului acelui toți ce îți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău și să se teamă de tine. Amin. Amin. Și după ce a rostit Solomon rugăciunea aceasta, se prezintă Dumnezeu și spune Domnul, iată, ți ascult rugăciunea. Toată rugăciunea pe care a făcut-o Solomon a fost ascultată de Dumnezeu și cu privire la străin. Când va veni străinul, când va veni străinul, Domnul a spus, iată, îți ascult rugăciunea. Dar, dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu spune că la sărbătoarea aceasta a noirii templului, ascultați ce spune în capitolul 12, versetul 20. Niște greci, din cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Adică au venit străinii la sărbătoare. Ce frumos, au venit Greci. Ei puteau să stea la Atena, ei puteau să stea în Grecia, pentru că aveau motive. Grecii erau oameni foarte religioși. Așa de religioși că Pavel, când s-a ajuns acolo în Atena, a observat că ei au construit temple pentru toate zeitățile. Toți zeii despre care au știut și i-au cunoscut, i-au construit un templu. La un moment dat s-au gândit grecii, poate este un Dumnezeu pe care noi nu-l știm. Și au zis, hai să facem un templu de rezervă. Și-au construit un templu închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel se duce și spune atenienilor. Bărbați atenieni, în toate privințele, vă găsesc foarte religioși. Și spune, pe acel Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, pe acela vi vestesc eu. Este Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Deci grecii nu duceau lipse de temple, ei aveau temple. Dar grecii aveau o dorință. Doreau să-L vadă pe Isus. S-au dus au cenit și Domnul și a spus, Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus. Dragii mei, dragi colegi, dragi frați și surori din biserică, oamenii care vin la biserică, știți ce doresc? Doresc aici la biserica Tabor să-L vadă pe Iisus. În spatele toat, al întregii lucrări care o facem noi, a predicii, a cântării, a întregii lucrări, să fie văzut Domnul Iisus. Mi-a Mi tras atenția odată, am ajuns la da, amvorul ei biserici în Bistrița, Eram pentru prima dată în acea biserică, și pe amvonul bisericii era parafrazat versetul acesta care l-am citit mai înainte din Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și era scris așa, predicatorule, am vrea să-l vedem pe Isus. Am vrea să-l vedem pe Isus. Oamenii au nevoie de Isus. Străinii au nevoie să-l vadă pe Domnul Isus. Pentru că ei văd, ei văd programe, văd atâtea lucruri și în altă parte. Dar așa mă bucur, am auzit de multe ori întrebarea următoare sau afirmația următoare spunându-se despre întâlnirile noastre. Ce mai am fost acolo la voi. Am fost acolo la voi și zice, este ceva acolo special la voi. Îi ceva, zice, ceva, nu, nu pot să, să descriu ce este. Și am o singură explicație. Se împlinește cuvântul acela care l-a promis Domnul Isus că ori de câte ori ne adunăm în numele Lui, Domnul vine la întâlnire. De aceea întâlnirea e deosebită. Părtășia este deosebită. Pentru că vine Domnul Isus Întâlnirea este deosebită pentru că vine Domnul Isus Hristos. Când a fost închis Ioan botezătorul, omul acela care a pregătit calea Domnului, un bărbat deosebit de curajos care stă în fața lui roș și spune: Nu ți este îngădui să trăiești cum trăiești. Omul acela care a văzut pe Duhul Sfânt la botezat pe Isus, a auzit glasul Tatălui din cerul, a avut și el momentul acela de, de cumpănă, momentul acela de încercare. Era la închisoare și spune Biblia, în momentul acela de descurajare pe care îl avem fiecare dintre noi. Își trimite doi din ucenici să-l întrebe pe Iisus. Tu ești acela sau să așteptăm pe un altul? Și Domnul nu se supără. Domnul îl cunoștea. N-avea trebuit să-i facă Ioan vreo mărturisire. Biblia spune că n-avea trebuit să-i facă nimeni nicio mărturisire, fiindcă el însuși știe ce este în om. Știe ce este în om. Știa ce este în Ioan, dar știa că e în momentul acela greu, momentul acela critic. Și spune trimișilor lui Ioan în felul următor. Duceți-vă, despuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Sau duceți-vă și spuneți lui Ioan ce se întâmplă la adunarea unde sunt eu. Orbi și capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți în vie și săracilor li se propovădește Evanghelia. Asta era adunarea unde era Isus. Adunarea este frumoasă unde este Domnul Isus. Dar la sărbătoarea aceea, praznicului, înnoirii Templului, un lucru frumos a fost faptul că au venit străinii. Străinii au venit din mai multe părți. Au venit și grecii. Să știți că atunci când Dumnezeu a hotărât să se construiască Templul din Ierusalim, a avut în vedere pe acei străini care nu erau din poporul evreu. Amen. Pentru că Dumnezeu, în planul său de mântuire, Prorocul Vechiului Testament, prorocul Isaia, a văzut lucrul acesta și a spus despre Domnul Isus: Este prea puțin lucru ca să fii robul meu și să ridice mințile lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci vestea mântuirii până la margine pământului. Era prea puțin lucru pentru Domnul Isus să-i mântuiască numai pe evrei. Și a venit să ne mântuiască și pe noi. Măriți să fie Domnul Isus Hristos. Era un lucru frumos să vină străinii, să vină Greci. Ce frumos la adunare să vină și străinii. Niște greci au venit și ei la prasnic și au dorit să-L vadă pe Iisus. Eu vă doresc în săptămâna aceasta, suntem la început, să vină cât se poate de mult străini din cartierul acesta, din orașul acesta. E frumos la sărbătoare, pentru că asta e o sărbătoare de 8 zile la Biserica Tabor. Și ultima subliniere, lucru cel mai frumos. Lucru cel mai frumos. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, următorul capitol, spune cuvântul lui Dumnezeu despre iudei. Ei căutau pe Isus și vorbeau unii cu alții în templu, ce credeți? N-are să vină la praznic. Se întrebau iudeii, are să vină Isus la sărbătoarea noastră, iudeilor? La praznicul de noi de templu, are să vină Isus? Și spune cuvântul Domnului așa, în Ierusalim se prăzduia atunci praznicul înnoirii templului și Isus se plimba prin templul. A venit Iisus. Măriți să fie Domnul Isus. Frații mei, dacă n-aș avea convingerea că la întâlnire vine Domnul Iisus în seara aceasta, n-aș fi fost aici. N-aș fi fost aici. Fratele Bogdan știe în ce situație. Eram la o comunitate și aveam o stare gripală. Nu mă simțeam deloc. Și a spus, zice, du-te, ce stau eu. Niciodată n-a făcut lucrul acesta. Zice, astăzi ce stau eu în locul tău. Zice, du-te acasă, odihnește-te, zice, și vină de seară și rostește predica. Și asta a stat și el la comunitate. Nu prea. El vine rapid, salută aici ceva probleme și a plecat. Dar asta a stat. Dar am venit cu multă dragoste, cu inimă deschisă, cu această convingere că la praznicul acesta de sărbătoare a Bisericii Tabor vine Domnul Isus Hristos. Seara aceasta, dacă aș dori să ne bucurăm de ceva, aș dori să ne bucurăm de prezența Domnului Isus Hristos. Amen. Pentru că de aceea e frumoasă părtășia, de aceea e frumoasă sărbătoarea. Nu că au venit grecii, nu că au venit iudeii, nu că a venit cineva, pentru că a venit Domnul Isus Hristos. De ce e frumoasă sărbătoarea? Este Domnul. Și iudeii se întrebau și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la tă praznic. Și Domnul Isus a venit la praznic. Mărit să fie Domnul Isus. Dar, dragii mei, vestea cea mai bună care vreau să o aduc în fața dumneavoastră este următoarea. Dacă noi suntem aici, ai sărbătoare, vezi pe alții că se bucură. Mie mi s-a întâmplat odată, eram la aleși la biserică înainte de Revoluție. Fost un cuvânt profetic pentru biserică. Noi eram la vremea respectivă cu adunarea, funcționam în ilegalitate. Au venit ovară și ne-au tăiat lumina, aveam lumină la părtășirile noastre de seara de la becurile de la o baterie de mașină. Și mi-aduc aminte, fost o vizită a unor frați din zona aceasta, Oșorhei, său, veni la peșteră când la peștera au fost probleme și când au sosit la noi la biserică, noi funcționam cu biserica acolo în ilegalitate, într-o căsuță modestă, sărăcăcioasă, mică. A fost un cuvânt profetic. A fost un cuvânt profetic cu privire la biserică. Domnul a făcut o promisiune pentru biserică. Vă mărturisesc că am trăit o experiență pe care n-am înțeles-o atunci și am început să o înțeleg atunci când s-a pus problema investirii mele în slujba de păstor acelei biserici. Dar mi s-a întâmplat ceva. Eram la adunare, eram la adunare și când a fost rostit cuvântul acela profetic, deodată am trăit așa o cercetare specială, am început să plâng fără să mă pot controla. Vecinul care era lângă mine, cel care era lângă mine, se uita la mine, ce se întâmplă cu mine? Și eu, n-am știut, nu, n-am înțeles. Dar atunci când am ajuns să fiu în fruntea bisericii, să fiu ales de biserică ca și păstor al bisericii, am înțeles cuvântul acela era pentru mine. Dumnezeu m-a cercetat prin acel cuvânt în mod special. Mi-a vorbit mie. Era sărbătoare, dar din toată sărbătoarea ce mi-a vorbit mie. Vreau să vă spun că în seara aceasta Dumnezeu vrea să vorbească la toți cei care suntem aici. Vrea să ne vorbească la toți. Are un cuvânt pentru toți. Spune Biblia că la praznicul acela al înnoirii templului erau iudei, au venit și grecii. Probabil că au fost și alții. Și sărbătoare, era sărbătoare pentru toți. Dar Domnul Iisus vrea să facă sărbătoare în viața noastră. Amin. În inima noastră. Biblia spune că evreii aveau praznicul acesta iarnă. Și Domnul se uită la iarna vieții noastre. Dar mă gândesc în seara aceasta aici, la adunarea Tabor, oare în câte inimi, în câte suflete, în câte vieți este ca și gerul din Krasnoiarsk? De la Polul Nord. Oare în câte inimi sunt minus 40, minus 50 de grade? Oare în câte inimi la sărbătoare, noi suntem la adunați la sărbătoare, praznic, de 8 zile, și în câte inimi este iarnă? Aduc în fața dumneavoastră trei exemple și am citit lucrul acesta într-o carte a acelui autor foarte cunoscut, Max, Max, Lucado, și spunea, el vorbea despre iarna din viața a trei femei. Și spunea despre iarna din viața femeii din Ain, sau văduva din Nain. Uitându-ne la trecutul ei, a fost unul dureros, îi murise soțul. Prezentul ei avea slujbe de înmormântare. Dar în prezentul ei a venit Domnul Isus Hristos. Era iarna vieții ei. Îi murise soțul și acum aș îngropa copilul. Și a venit Domnul Isus și s-a făcut milă. Domnul se uită la omul care este în durere. Pentru că este cu adevărat iarnă atunci când cineva trece printr-o asemenea situație. Vă imaginați ce a însemnat după întâlnirea aceasta cu Domnul Isus? Cum s-a schimbat viața acestei femei? Cum s-a schimbat atmosfera din familia aceea? Totul a fost altfel. Aici sunt zeci, sute de persoane care pot să mărturisească câtă schimbare a dus. Momentul în care Domnul Isus a venit în viața lor și în casa lor. Iarna s-a dus, vine primăvara, vine căldura, vine soarele, strălucitor, Isus Hristos. O altă femeie este femeia samariteană. Trecutul ei a fost un trecut zdruncinat. A avut cinci eșecuri în căsătorie. Toate s-au terminat cu faliment. Prezentul ei. Nu era căsătorită legitim. Domnul i-a spus, acela cu care stai nu este bărbatul tău. Și aici ai spus adevărul, spune Domnul Iisus, femeia acestea. Dar vine Domnul Iisus și stă de vorbă cu femeia aceasta. Și se prezintă El Mesia. Și femeia aceasta, bucuroasă, entuziasmată, femeia aceasta despre care spun cei care cercetează Noul Testament, că s-a dus să scoată apă, că nu mergea nimeni. Afară erau poate plus 50. Dar în inima ei era ger, decrăpau pietrele. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta s-a dus și a pus și a alertat toată cetatea Samariei și a spus Veniți de vedeți un om care mi-a spus totul. Dacă veți citi în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, cu câtă convingere a vorbit femeia aceasta pentru că au fost mulți samariteni care au crezut în ce spune femeia, dar nu s-a mulțumit cu atât. Mi-aș dori sincer în seara aceasta să credeți ceea ce vă împărtășesc din Scriptură, dar să fiți ca cei din Berea care s-au dus acasă și au cercetat. Și să aveți experiența dumneavoastră personală. Amin. Pentru că cei din Samaria s-au dus și l-au întâlnit ei pe Domnul Isus. Și după ce l-au auzit ei, s-au dus la femeia samariteană și i-au spus, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine. Amin. Și știm că, în adevăr, El este Hristosul Mântuitorul Lumii. Amin. Dragii mei, e frumos să asculți. E frumos să dai dreptate. Dar e așa de frumos să experimentezi tu. Să poți să spui ca orbul de altă dată. Un orb a fost vindecat de Domnul Isus Hristos. Și Biblia spune că iudeii despre care vorbim au venit la orb și au spus, e un păcătos Isus. Și orbul a spus, eu una știu. Am fost orb și acum văd. Dragii mei, eu una știu. Am fost păcătos și Isus m-a iertat. Eu una știu. Domnul s-a îndurat de mine, Domnul m-a ridicat. Domnul a lucrat cu mântuire în casa mea. Mărit să fie Domnul Isus. m avut o rugăciune de ani de zile. Și de mult mi-am dorit ca și tatăl meu să-l primească pe Domnul Isus. În 1997, după ce am deschis biserica din Alești, la al doilea botez, în același an, între cei 28 de candidați, a fost și tatăl meu. Și tatăl meu a spus, zice, aș vrea, vorbi cu frații slujitori de acolo din sa și a spus, zice, aș vrea ca tu să-mi oficiezi botezul în apă. Vă imaginați câtă bucurie, câtă emoție am avut atunci când eu am oficiat botezul în apă tatălui meu care l-a primit pe Domnul Isus. Să trăiești tu experiența ta, să spui, eu da știu, Iisus Hristos m-a vindecat, Iisus Hristos m-a ridicat, Isus Hristos m-a iertat. Și apoi, ultima experiență a unei femei care a trecut și ea prin durerea vieții ei, prin iarna vieții ei, a fost femeia cu scurge de sânge. Uitându-ne la trecutul ei, a fost bolnavă și și-a cheltuit toți banii. La prezentul ei, i-a dorit doar atât, a dorit să se atingă de Domnul Isus. Probabil a văzut pe Domnul care face minuni, care a făcut atâtea lucrări, care a vindecat leproși, a vindecat orbi și a zis să mă ating de poala hainei lui. Și într-o aglomerație, în mulțime, s-a dus și s-a atins de poala hainei Domnului. Și a fost vindecată. Domnul s-a dorit și a întrebat, cine s-a atins de mine, ucenicii? Întreb cine s-a atins de tine. Și acum, la ieșire de aici din biserică, am ieșit toți odată și să ne atingem unul de celălalt, să întrebăm unul dintre noi, cine s-a atins de mine. Dar Domnul știa Cineva s-a atins în mod intenționat de el. Pentru că din Iisus, Iisus ieșise puterea aceea de vindecare. De și Domnul a vindecat-o. Dar Domnul a vrut să-i dea mai mult. Oare câți de aici, din sală, pot să mărturisească și să spună eu am cerut ceva de la Domnul și Domnul mi-a dat mai mult. Adică să cer ceva și Domnul să-ți dea mai mult. Știți ce a vrut Domnul să-i dea? Domnul i-a dat vindecare și a vrut Domnul să-i dea și mântuire. Și a spus, tu în pace, credința ta te-a mântuit. Dragii mei, Domnul Isus vrea să ne dea la toți mântuire. Mărit să fie Domnul Isus Hristos. Aș vrea să te uiți în seara aceasta la tine. Să te uiți la viața ta. Poate necazul, ca la văduva din Poate păcatul, ca la femeia samariteancă. Poate boala, ca la femeia cu scurge de sânge. Poate cădere, poate o zi de neatenție. Poate o perioadă din viața ta te-a dus în situația aceea în care ai ajuns să fii în plină primăvară, în iarna vieții tale, cel care poate să aducă soarele în viața ta este Domnul Isus Hristos. Vreau să te uiți la tine în seara aceasta și aș vrea să venim toți înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ai milă de noi. Era sărbătoare la evrei. Era praznicul înnoirii templului. fost lucruri neobișnuite acolo veni la ei și Isai nu l-au primit. Le face bine și n-au mulțumesc. Nouă evrei, vindecați, nu se întorc să-i în mulțumească. Și apoi le spune adevărul și vor să-l omoare. Dar Domnul ne-a spus că nouă, tuturor, celor care îl primim pe el, ne dă dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Poți să mergi în seara aceasta și să fii numit, socotit, neprionit, copil al lui Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos. Lucruri frumoase. Au venit străinii, au venit greci. Ce frumos la adunare, când vin și alții. Evanghelizați la tabor, hai să mergem la adunare, hai să fim la părtășie, hai să ne rugăm, hai să cântăm, hai să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cel mai frumos, la praznic și la sărbătoare vine Domnul Isus. Mi-aș dori în viața ta să vine Domnul Isus. Eu nu cunosc dacă boala, dacă necazul, dacă păcatul te-a dus în iarna vieții tale. Dar vreau să spun, la tabor este sărbătoare, este praznic. Este Domnul aici și Doamne, Domnul poate să înlăture toată iarna și să aducă primăvară în viața ta. Vreau să ne întoarcem fața spre Dumnezeu. Psalmistul spunea, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dacă în seara aceasta tu crezi ceea ce am predicat și am citit din cuvântul lui Dumnezeu, dacă crezi că este adevărat, întoarce-ți fața spre Dumnezeu și strigă Domnului ce a strigat altădată păcătosul în Templu. Ai milă de mine! Din starea ta de boală, din starea ta de neputință, din starea ta de necaz, din starea ta de durere, să te ridice Domnul Isus.